Zăpada de afară nu l-a oprit nici pe Sorin Grindeanu să vină la vot în cursul dimineții de 9 decembrie. Viceprimarul Timișoarei a declarat că a votat pentru reprezentanți tineri în Parlamentul României, motivând că aceasta ar fi calea către o Românie mai bună. Totodată, acesta a făcut un îndemn și la timișoreni să înfrunte vremea de afară și să vină la vot. Am votat pentru mai bine, am votat pentru ceea ce înseamnă un guvern care să readucă România pe drumul corect. Am votat pentru oameni tineri, am votat pentru reprezentanți tineri în Parlament. Sper să fie cu toată vremea rea de afară. Timișoara n-a mai avut de mult asemenea experiențe. Să vină cât mai multă lume la vot și aș îndemna să vină la vot. Viceprimarul orașului a votat în zona Bălcescu, la secția de votare numărul 76, aflată în incinta școlii generale numărul 22.